Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin cu mare bucurie către voi cu un proiect inedit, adică e prima dată când fac așa ceva, un coș croșetat. Un coș sau două coșuri, adică e un coș cu capac, după cum ați văzut și în poze, sau două coșuri. Unul mai înalt și unul mai mic. Depinde cum vă gândiți voi la un astfel de proiect. Este perfect pentru a putea fi dăruit în oricare moment al anului și mai ales acum de sărbători. Cum am lucrat eu acest frumos coș? Am primit de la Fir de Tricotat Povești cele două capace, părți din lemn, cercuri, discuri din lemn, care au găuri deja, arată foarte, foarte bine, după cum vedeți. Și firul e pamblică, acesta, atât mi-a rămas dintr-o bobină de 800 de grame și eu am lucrat cu o croșetă 4,5. De fapt, am pornit cu 4,5 pentru că aceasta mi-intra în găuri cu firul acesta gros și am continuat cu aceeași croșetă lăsând ochiul larg. După primul rând puteți schimba croșeta, puteți să lucrați croșetă 7, 8, oricum nu va ieși diferit. Pentru că depinde cât de tare lărgiți ochiul. Sunt doar 2, 4, 6, 8, 10, 12 rânduri la partea de coș, care a ieșit de o înălțime de... are 10 cm înălțime, iar capacul are 4 rânduri și are o înălțime de jos, deci 6 cm. Vă spun că sunt perfecte ambele folosite așa sau folosind capacul. Arată foarte, foarte bine. În 2 ore aveți un astfel de proiect gata. Sugestia mea e să comandați pe Fir de Tricotat Povești un kit complet. Kitul cuprinde cele două părți, deci partea de deasupra și partea de dedesubt, din lemn, deci cilindrice, care arată foarte bine, au un design foarte frumos. Firul, suficient cât să vă iasă un coș așa de dimensiunea aceasta și o broșă de aceasta, chiar libelulă. Mie îmi place foarte, foarte mult. Dacă nu vreți cu broșă, puteți să-l împodobiți cu o fundiță croșetată sau o fundă de aceea, din pamblicuță specială pentru funde. Rămâne la aprecierea voastră. V-am spus, comandați-vă kitul, îl faceți în 2 ore și puteți să dăruiți tuturor persoanelor dragi, pentru că arată super, super, super și este perfect pentru perioada următoare. Se poate depozita orice în astfel de coșuri. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă mulțumesc că sunteți și pe canalul Mâncare cu Savoare, unde am pregătit și voi pregăti o grămadă de bunătăți, pentru că se apropie sărbătorile, bineînțeles. Și pe canalul Să Fim Sănătoși cu Claudia Crivăț, vă rog să treceți și pe acolo și să vă abonați, pentru că pregătesc și acolo subiecte interesante. Are o ținută foarte bună, foarte, foarte bună. Eu cred că cu un astfel de fier lucrat și modelul acesta se pot face și coșuri mari de rufe sau coșuri pentru depozitat jucăriile. Are o ținută grozavă, țepine, uitați că îl hâțând de el și nu se deformează absolut deloc. Este perfect, deosebit, foarte frumos. Intrați pe Fir de Tricotat Povești și achiziționați-vă kitul și faceți astfel de daruri, pentru că veți fi pomeniți multă vreme. Spor la lucru, dragilor! Deci am pregătit firul tip pamblică. Are lățimea, haideți să vă spun și lățimea. E de 2 cm. Cu croșetă 4,5, acesta este firul, t-shirt yarn, e special pentru cutii și la jeans merge. O bobină de aceasta are între 600 și 800 de grame și ca lungime între 100 și 130 de metri. Așa, ok. Avem și... cele două bucăți din lemn. Asta e capacul deasupra, care e frumos colorat, superb. Și asta este fundul. Cum vom lucra? Deci croșetă 4,5. Partea aceasta spre invers. Așa, pentru că vreau să fie fundul acesta frumos, spre noi. Ok.
chiar dacă se lucrează puțin mai greu, mai ales la primul rând, rezultatul este spectaculos și merită. Scoatem firul. Voi lăsa capătul mai scurt aici, să nu irosesc din fier. Și pentru că este firul gros, vom lucra câte un singur picioruș în fiecare orificiu. Da? Prindem și firul acesta. Și tragem. Și lucrăm. Bineînțeles că nu mă vai, dar poziția de aici, de la masă, este complicată. Adică când lucrați să aveți asta pe brațe, se lucrează mult mai simplu decât aici, la masă. Da? E un rând de piciorușe scurte în fiecare orificiu. Și las firul deja. Da? Uitați așa, va veni. Și continuăm. Lucrăm un rând de piciorușe scurte de la un capăt la altul. Și după ce am lucrat de jur împrejur piciorușe scurte, am ajuns la capăt, am făcut un ultim picioruș, trecerea la următorul rând, cum se face? Facem ochiul un pic mai larg, băgăm din spate spre în față și agățăm ochiul. Ia să văd, sper să-mi iasă din prima. Și mi-a ieșit. Și lucrăm încă un rând de piciorușe scurte în fiecare. De la rândul 3 vom face puțin diferit, ca să nu iasă așa cu orificii. Deci pur și simplu exact ca și primul rând. Adică e mult mai ușor, pare mult mai greu aici pe masa aceasta dură. Pe brațe e mai simplu. Continuăm cu încă un rând de piciorușe scurt. Am făcut rândul până la capăt și după cum vedeți, deja, deci dacă împingem de margini, deja ia formă de cutie. Bun, am ajuns la sfârșitul rândului, am făcut un ultim picioruș. Cum facem aici? Haideți că nu știu, sper să se vadă. Mai că e... Deci, băgăm din spate spre în față, exact ca și rândul anterior. Așa că mai prefer să fie în spate. Și tragem ochiul acesta, pentru că se vede mult mai bine așa încheierea de rând. Și tragem, în așa fel încât el să aibă aceeași lărgime. Așa. Și rândul următor vom face în felul următor. Rândul următor în felul următor. Deci, un picioruș scurt aici. În primul. Mai ales că pare greu doar din datorită poziției, din cauza poziției. Și un picioruș lung. Deci nu în ăsta, în următorul mă duc. Ca să-i dau și facem și un pic de model la coșulețul ăsta, să nu fie banal simplu. Da? Un picioruș scurt. Că-mi iese croșeta din... Și un picioruș lung. Picioruș lung ce înseamnă? Că nu bag în următorul, bag de desubt. Și așa facem până la sfârșitul rândului alternativ. Da? Unul scurt, unul lung. Unul scurt, unul lung. Se va așeza la final foarte bine. Am terminat și acest rând. Am scos ca și rândurile anterioare.
și rândul următor îl vom lucra exact la fel. Deci prima dată un picioruș scurt imediat aici. Am schimbat croșeta pentru că era să rămân cu mânerul în mână. Și apoi imediat în stânga picioruș lung. Asta nu e obligatoriu să faceți așa cum am făcut eu, puteți să faceți piciorușe scurte unul după altul, dar eu am vrut să mă complic un pic. Și așa continuăm de jur împrejur până la înălțimea la care mă voi hotărâ că e suficient de înalt coșul meu. Da? Uitați. Bine, foarte bine, pentru că se vor vedea lungile acestea proeminente. Adică îmi place mai mult așa. Continuăm. Și am lucrat, dragilor. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri de acestea cu piciorușe. Deci sunt 6 piciorușe alungite. Și... deci, eu am croșetă 4,5, dar ați observat că las ochiurile destul de largi ca să pot să trag, deci puteți să folosiți croșetă și 8 și 10. Va ieși oarecum asemănător. Hai să vă mai arăt un pic, am văzut că am ieșit puțin din cadru. Deci, avem picioruș scurt în dreptul piciorușului alungit, aici. Lăsăm piciorușul lejer. Nu tragem de el, pentru că altfel ne e greu să scoatem. Băgăm și scoatem. Deci, deasupra piciorușului alungit aici. Tragem firul și scoatem prin amândouă. Piciorușul scurt în dreapta piciorușului alungit de pe rândul anterior. Și încheiem cu un piciorușalungit deasupra celuilalt, da? Tocmai aici. Sper că se vede. Deci aici. Și tragem de el. Și scoatem. Și astfel am încheiat rândul. Dacă am face rândul următor, deci lăsăm firul lung, îl scoatem pe aici, îl tragem spre în spate și continuăm exact cum v-am arătat. Dar pentru mine eu zic că este suficient, nu vreau coșul mai înalt de atât. Arată foarte bine, așa că vom porni și vom face un rând cu piciorușe alunecate. Deci, în fiecare, la fel ca și până acum. Deci, scoatem firul și tragem prin următorul. Încercăm să le facem cam de aceeași mărime, să nu lăsăm la unul mai larg, la unul mai puțin larg, da? Deci, scoatem piciorul alunecat. Lăsăm puțin lejer. Deci acesta este un ultim rând cu picioruș alunecat. Încercăm să facem uniform pentru că așa arată la final foarte bine. Da? Piciorușe alunecate de jur împrejur. Vă voi arăta și cum încheiem rândul și gata. Asta e tot. Va avea un aspect super la final, da? Uitați ce margine frumoasă, formează o bordură uniformă, da? Dacă ochiurile au aceeași mărime. Foarte fain. Venim cu piciorul alunecat până ajungem aici de unde am început. Am ajuns la sfârșitul rândului, am făcut un ultim picioruș. Acum tăiem firul. Scoatem capătul. Și nu în ăsta de aici de lângă, în următorul, scoatem firul o dată pe aici și pe aici. Și în felul acesta imită, tragem, se vadă bine, vedeți? Are continuitate și se vede perfect. Și acum, firul ăsta îl vom trage pe interior. Da. O
poziția mea aici la masă e super. Tragem frumos și îl fixăm cumva, îl tragem printre firele acestea. Uite, așa. Pe sub. Unul dintre fire, îl fixăm cumva pe dos, în așa fel încât să se vadă frumos. Și ce-a mai rămas de făcut? Capacul, pe care l-am făcut exact, respectând aceiași pași, doar că am făcut doar două rânduri de acestea. Puteți să faceți și numai unul, dacă vreți. Eu de ce am făcut două rânduri? Pentru că se poate folosi și acesta tot ca și coșuleț. Putem depozita. Deci, fie îl facem pe acesta și facem capacul și, uitați, avem capac, cutia cu capac, sau folosim, pardon, folosim ca și cutie și pe acesta și pe acesta. Da? Putem pune gheme sau ce credeți voi, ce aveți voi la îndemână, ce vreți voi să depozitați. Se păstrează perfect, perfect. Uitați cât de frumos arată și aș vrea să-i pun și o fundiță. Să vedem. Dar cam acesta este proiectul. Foarte ușor, deși la capac am respectat exact aceiași pași, doar că n-am făcut 6 rânduri de acestea alungite, ci doar 2. Mai zic, eu cred că era suficient și doar unul, dacă vreți doar ca și capac, dar am făcut 2 rânduri, pentru că am mai avut și fir. Haideți să vă arăt cât mi-a rămas din 800 de grame. Deci asta e ce mi-a rămas din toată bobina de la început. Ascundem capetele, tăiem pe aici ce mai avem plus, punem fundiță și poate fi dăruit cu tot dragul. Acesta este proiectul. Eu sper să vă placă ideea și sper să achiziționați astfel de kituri, pentru că se face foarte repede. Într-o zi ați făcut un astfel de cadou și este consistent. Arată și foarte bine, este practic. Eu vă îmbrățișez cu tot dragul din lume, vă urez sărbători minunate tuturor, sănătate și numai lucruri bune să vi se întâmple. Vă pup, dragilor, la revedere!